Bună ziua, stimați urmăritori și potențiali clienți! Astăzi, jurista noastră, Adriana, o să ne răspundă la una dintre cele mai frecvente întrebări legate de sfera noastră de activitate și anume, cei din diaspora întreabă cum ar putea vinde sau procura un imobil fără a reveni în țară. Pentru a vinde sau procura un bun imobil fără a reveni în țară, avem nevoie de o procură generală prin care împuternicim o persoană ca să se ocupe de întreg procesul. În cazul în care ne aflăm într-o oarecare țară, este nevoie să apelăm la Consulatul Moldovei și să împuternicim persoana responsabilă în cazul care ar fi o persoană apropiată sau una de încredere, ce prin urmare va executa întreg procesul și va semna în favoarea dumneavoastră actele necesare pentru înstrăinarea bunului imobil. Această persoană împuternicită va colabora cu agentul imobiliar. Da, deci persoana împuternicită are dreptul, deci în procură o să fie indicat că are dreptul să semneze, să primească bani, să solicite informații de la instituțiile de stat și oricare instituție pentru a procura sau vinde un bun imobil. Apropo, dacă vă aflați în afara hotarelor Republicii Moldova și planificați să reveniți în perioada sărbătorilor de iarnă, ne puteți contacta preventiv pentru o eventuală colaborare care vă va economisi timp și va simplifica întreg procesul.